În cel de-al treilea eșalon fotbalistic, ieri s-au disputat meciurile rundei a 28-a, în care Girom Albot a evoluat în deplasare cu Minereul Mătăsari. Deși echipa gazdă nu se găsește în prima jumătate a ierarhiei, a reușit totuși o victorie clară 3-0 în fața argeșenilor. Cu un succes în deplasare, Girom Albot ar fi rămas pe locul 3 la egalitate cu FC Caracal. Mai sunt de disputat două jocuri din actualul sezon, iar echipa din Albota va mai juca cu Cisnădie și Caracal. Parcursul nereușit din prima parte a sezonului a contat mai mult decât a trebuit pentru echipa Athletic Bradu, a doua reprezentanta Argeșului în seria a patra. Gruparea din Bradu a remizat 0-0 cu echipa Jiuro Vinari și șansele de evitare a retrogradării s-au năruit, mai ales în contextul în care adversarele directe Metal Globus și Olchim au câștigat ieri. Echipa pregătită de Pampea și Frăsineanu întâlnește în ultimele două runde pe Gazmetan 2 Media și pe Metal Globus. Rămâne de văzut în contextul în care anumite echipe nu mai au posibilități financiare, dacă Athletic Bradu va rămâne totuși în acest eșalon.